up at the top. Proiectul lor de zi din convocare, dacă știți, aștept să, dacă sunt observați la el, puteți spune ceva. Dacă nu, putem să punem la vot ordinea de zi și cu suplimentele de rigoare la proiectul 1 și 10. Avem amendament la proiectul 1, două amendamente și la proiectul 10 amendamente. Și plus proiectul 12 și 13 de în ordinea de zi. Dar cine este pentru atunci? Împotrivă? Se abține cineva? Ok, mulțumim. Înainte de intra în ordine de zi, sunt observații la, dacă sunt observații la procesul verbal din ședința anterioară din 13 iulie 2021. Dacă nu, spunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Bun. Intrăm în ordinea de zi. La primul proiect avem proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public-privat al municipiului Onești, a unui imobil care este situat în intradran municipiului Onești. Și aici avem două amendamente la proiect. Da, deci compartimentul de specialitate se prezinte... Prezintă raportul. Da. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. În modul de ce fac obiectul propunerii de preluare de proprietatea privată a principiului Onești, sunt situate în planul localității, identificate prin plan de ambasare de limitare. Acești imobile au fost comentariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cerere depuse de persoane publice sau juridice, în urma scop participarea în ștații publice în vederea concesionării sau închirierii terenului și sau a bunurilor realizate de acestea. S-a venit la actul de care sunt obligate. O singură precizare înainte de a da de celor două amendamente. La poziția 7 din anex este o îndreptare a erorii materiale. În loc de bărăvatele publice 29, cum greșit s-a scris, totul este o plus 29. Amendamentul, primul amendament. Nu mai dau citire. L-ați primit cu toții colegii, vorba de completarea cu pozițiile 2, 3 și 4 la subtrafeție de cerere și a treia testată la domeniul privat al municipiului. Dacă sunt discuții pe amendament, dacă nu supunem la vot amendament, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, amendamentul a trecut. Pentru proiectul numărul 1, cine este pentru? Amendamentul numărul 2. Este prezentat acum de domnul secretar. Da, și aici se introduce poziția 5, terenul supravizat, trebuie să-i modul zona Crucea Roșii, piatra Crucea de Piatră, 15 de ani de testarea domeniului privat. Da, dacă sunt discuții, vă ajut amendamentul. Bun. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, mulțumesc. Amendamentul a trecut. Și acum, pe proiect, dacă sunt discuții. Deci nu sunt. Să punem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Deci am proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unor bunuri de uz și interes public local ce aparțin domeniului public și al municipiului Onești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară. Se prezintă pe la aprobare. Imobile ce se propun la declarare de uz și interes public aparțin domeniului public al municipiului Onești. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate, având ca scop completarea nomenclatorului canal și facilitarea unor proiecte de interes local. Având în vedere cele expuse, supunem dezbaterea Consiliului Local proiectul de hotărâre și aprobarea acestui.
și la forma prezentată. Are cuvânt pentru comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și numărul 4. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Discuțiile care sunt pe tema proiectului 2. A să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul 2 a trecut. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixe, nefuncționale și însușirea raportului de evaluare pentru vânzarea acestora. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 150 din 23.06.2021 s-a aprobat scoaterea din evidență, casare și valorificarea unor bunuri imobile administrate de Consiliul Local. Deci, valorificarea acestora se va face urmărindu-se procedura prevăzută de legislația în materie, în care se precizează că autoritatea deliberativă hotărăște cu privire la valorificarea prin alte modalități prevăzute de lege, acum doar ce aparțin de unul public sau privat, local sau județean, după caz. Pe urmare s-a declanșat procedura de selecție a unui evaluator autorizat în condițiile legii, care a evaluat aceste bunuri mobile. Ținând raportul de evaluare, s-au determinat prețul de piață, vederea vânzării sau valorificării acestora, ca deși în situația în care nu vor putea fi vândute. Semnele rezultate de valorificare acestor bunuri se va face urmărit la bugetul local. Față de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul prezentat. Are cuvântul comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, proiectul care a trecut. Mulțumesc. Numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 117 din 26.05.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești la unor imobile construite din terenul construcției situate în intravilan municipiului Onești. Inițiator, domnul primar Nevină Victor Aurelius. Prin hotărârea Consiliului Local din 17 din 26.05.2021 a fost aprobată atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești la unor imobile construite din terenul și construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Având în vedere actualizarea măsurilor cadastrale pentru un imobil teren, propunem modificarea listei 2X, parte integrantă a hotărârii Consiliului Local numărul 117 din 26.05.2021, în forma prezentată. Acum, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 4 a trecut. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 124 din 26.05.2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unor suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Onești, județul Bacău. Inițiator, Nichină Victor Audențiu. Raportul de specialitate. Raportul nostru prezintă de care avem aprobare. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 124, a fost în 2021, a fost aprobată acordarea cu tipografie a dreptului legal de uz și servitute asupra suprafeței de teren aflat de proprietatea municipiului Onești, având în vedere actualizarea măsurătorilor cadastrale pentru imobil teren însurat pe parte de 36, sau SNTC Gaz-Gaz, ESA, în vederea execuției din conduită de raport și al modului tip stații de reglare, măsurare, prezare, gaze naturale, propune modificarea listei 2, parte integrată a hotărârii Consiliului Local 124/2021, în forma prezentată. Da, avizul de specialitate. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Aici eu n-am să votez, am să mă abțin, lucrând la SNTG Transgaz, n-am să votez. Să nu fie conflict de interese. Bine, mulțumesc. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest proiect? Nu. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul 5 a trecut. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Onești. Inițiator, Nedină Victor Laurențiu.
Consiliul Local hotărăște în condițiile legii darea la administrare concesionare sau închirierea unor ce aparțin de domeniul public sau de domeniul privat al municipiului Arești. În cazul dispoziției de eroare a fost atribuit sub formă concesiunii sub prefața de drept menționată la anexație. În fond de solicitarea administrării la primăria Odense propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în proiectul reglementar. În vederea de cele menționate, să cerem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Comisia numărul 1. Favorabil, aviz. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă aveți ceva discuție vis-a-vis de proiect, nu? Ca să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci proiectul 4 este. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2021. Inițiator Medina Victor Lorenzo. Ținând cont de solicitarea unor unități de învățământ, precum și a Spitalului Municipal Onești, privind alocarea de fonduri suplimentare pentru plata unor cheltuieli urgente de natura reparațiilor ce nu pot fi amânate, precum și de scopul de a redimensiona cheltuielile pentru a putea fi utilizate sumele până la sfârșitul anului bugetar, se impune alocarea unor sume pentru unitățile de învățământ și pentru Spitalul Municipal Onești și diminuarea bugetului de la capitolul unde există sume neutilizate și care nu au fost angajate. Totodată, prin hotărârea Consiliului Local 181, s-a aprobat organizarea și finanțarea evenimentului recital iberic cu suma de 11.900 de lei. Ca urmare a succesului înregistrat, pentru a aduce și alte nume reprezentative, se solicită suplimentarea bugetului evenimentului. În ceea ce privește finanțarea cheltuielilor personalului de la centrul de vaccinare, se constată că sumele aprobate în bugetul inițial sunt insuficiente, pentru urmare se impune suplimentarea bugetului cu această destinație, atât la partea de bugetul și la partea de cheltuieli. Face precizarea că veniturile sunt instalate în compensare de la bugetul de stat și Direcția de Sănătate Publică în Bacău. Având în vedere cele menționate, se pune pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Aici, în raportul de specialitate, va fi o mică modificare pe care va explica domnul director executiv al Direcției Economice. În raportul de specialitate al Direcției Economico-Financiare, la pagina 2, la cheltuie sursa 2, se va citi capitolul 5602, transferul între diferite nivele ale administrației, în loc de capitolul 6802, asistență socială, și la capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, în loc de capitolul 6502, învățământ. Da, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt observații la acest proiect, dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Am și domnul Bujor. O mică, eu știu, lămurire la văzut acolo că la cheltuieli de proiectare se referă la refuncționalizare, modernizare și dotare Cremavoi Tuz, stadion Energia, sala polivalentă, modernizare ștrand, module, stație de autobuz și modernizare zona Orizont, piața de cultură. Câteva lămuriri cam la ce se referă aceste probleme. De cinema Uitut, va rămâne tot cinematograf, piața de la Casa de Cultură. Da. Legat de cinema Uitut și Energia, s-a început mandalii în urmă cu câțiva ani. Între timp, proiectantul care trebuia să-l facă, da, faliment sau ceva s-a întâmplat, și trebuie să reluăm daliul. Ele sunt depuse la CNI, dar trebuie făcută reluată documentația cu din nou scos la licitație. Spuneți altceva. Reabilitare sala polivalentă. Reabilitare sala polivalentă. Să alocă fonduri. Acum mi se pare că doamna Irina nu este cine în locul domnului. Irina, e cineva? Ne-a spus și ne-a spus la ședința trecută. Ne-ați povestit la ședința anterioară ce se va întâmpla, ne-a povestit doamna Angel. Modernizare Casa de Cultură. Și acolo e casă. Inclusiv piața. Bun, dacă e legat de piața de Casa de Cultură, acolo este proiectul pe fonduri europene. Și sunt sumele fondurile noastre pe care trebuie să le gerăm și noi. Este în evaluare proiectul care e în Casa de Cultură și nivelul municipal. E proiectul meu. Da, mulțumesc. E un proiect cu fonduri europene în evaluare. Cinematograful cu Energia trebuie să reluăm daliurile la ele. Au fost începute, dar proiectantul care ar trebui să le facă... Trebuia să fie finalizate în 2020. Trebuia să fie finalizate. Da, mulțumesc. În continuare este acolo același
Trebuie să schimbăm cu altceva. Finalizat în 2020. În 2020. Lasă-l așa, că se vede urât dacă poate primi altceva. Poate să ne numești. Poate să ne numești care să... Pentru că mai sunt oameni care vin din alte părți și se vede, cum să zic, nu arată bine sub nicio formă. Am avut o discuție cu tema asta pe a schimba meșul până la... Modificat numai zero, nu tot meșul. Da, și ce puriți în loc de zi. Era un mesaj politică. Schimba zero din față, nu? Păi ce trebuie schimbat? Da, dar cum sunt observați? Da. Să punem la părți, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, mulțumesc. Proiectul 7 atribut. Proiectul de hotărâre, proiectul numărul 8 de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție al bugetului municipiului Onești. Asta a fost. Nu? Privind aprobarea fondului de execuție al bugetului municipiului Onești la data de 30.06.2021. În forma articolului 49, alineatul 13 și 13, din 1973 pe 2006, privind finanțele publice locale, care precizează faptul că ordonatorul principal de credit au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se registreze plăți pe stat, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Astfel, cele prezentate mai sus, putem fi aprobare proiectul în forma prezentată. Da, mai bun, reprezentantul Comisiei nr. 1, adresa orală. Dacă aveți ceva în direcția discuții, nu. Bine, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul 8 a trecut. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și municipiul Onești pentru finanțarea activității de protective de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Inițiator, Dinu Victor Lorenzu. Eu nu văd de rare hotărârea Consiliului Județean numărul 105/6/2021 prin stabilirea costurilor medii pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021, precum hotărârea Consiliului Județean numărul 106/25/6/2021 privind asocierea Județului Bacău cu Consiliul Administrativ Teritorial în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap și luând în considerare atribuția Consiliului Local de a asigura potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local prin serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane cu, sau grupuri aflate în nevoie socială, vă propunem să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată, respectiv aprobarea contractului de asociere între Județul Bacău și Municipiul Onești pentru finanțarea activității de protecție de activitate de protecție rezidențială a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Da, am cuvântul. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Și numărul 4. Aveți favorabil. Da. Observațiile la acest proiect. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Onești pentru unități de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România. Inițiator, Nevină Victor Laurențiu. Aici avem un amendament propus de grupul PNL. Statul recunoaște și stimulează acțiunile sprijinite financiare pe promovarea unităților de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România, potrivit de unităților legale. Astfel, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venit sau cu venituri reduse, pentru construirea o repararea locașilor de cult și pentru conservarea și întreținerea fondurilor aparținând cultelor și
care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea muzeilor culturale religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau a centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ biologic, proprietatea culturilor recunoscute, pentru construirea și amenajarea și repararea clădirilor, având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală a unităților de cult, pentru și pentru activitățile de asistență socială, medicală și susținută de acestea. Având în vedere cererile pentru alocarea unui sprijin financiar depuse de către unitățile de cult, s-a facut cursul realizat de Sărăscuna România, care își desfășoară activitatea municipiului Mici, în prezent un proiect de act normativ, se supune spre aprobare Consiliului Local alocarea sumelor necesare pentru cofinanțarea de la bugetul local a parohiei ortodoxe Sfântul Nicolae Omiș, protocopiatul de Omiș, parohiei ortodoxe Pogorârea Sfântului Duh, parohiei Slobozia, parohiei și a parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena Omiș. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da. Prezintă grupul PNL de drag. Da, am emis un amendament care se prezintă acum. Se modifică litera E a articolului numărul 1. Aceasta urmând avea următoarea formă. Parohia Sfinții Constantin și Elena, lucrări de construcție, biserică parohială, în suma de 100.000 lei, față de cei 50.000 care au fost trecuți de către inițiator. Și mulțumim pe această cală că inițiatorul s-a gândit la a sprijinii acestea. Vă dacă vreți, vă pot spune și motivarea acestui amendament, dacă îmi permiteți. Deschide și microfonul. Da, scuze. Da. Așa cum cunoașteți, la solicitarea preotului paroh Nicolae Zaharia privind acordarea unui sprijin privind edificarea unui locaj de cult pentru membrii parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, s-a propus acordarea sumei de 50.000 lei. Având în vedere că, de o parte, costurile totale de proiectul, dar mai ales valoarea imaterială considerabilă pe care reprezintă edificarea acestui locaj de cult pentru comunitatea Mășteanului, grupul Consiliului Liberal, propunem majorarea sumei cu 50.000 de lei și, în consecință, acordarea unui ajutor de 100.000 de lei. Prin adresa formulată de preotul Baro, aflăm că se dorește ca locașul de cult propus a se realiza să aibă, lângă rolul funcțional cultic, și o dimensiune cultural istorică, fiind menit a cinsti memoria eroilor căzuți de aceste locuri și a materializat dorința testamentară a reginei Maria. Iată cunoscut faptul că regina Maria e una dintre uriașele personalități ale istoriei noastre, reușind să se identifice cu poporul român din toate actele sale din anii războiului și ai diplomației păcii. Credem că onorantul privilegiu al Oneștiului de a fi menționat în testamentul reginei Maria, relația specială dintre ea și locurile noastre trebuie relevată prin gesturi și acțiuni, iar proiectul propus preotului paroc Nicolae Zaharia va reuși să așeze în mod fericit urga noastră în galeria comunităților care au stat un rol important în Marea Război din regiunea Neamului. Având în vedere cele expuse, vă solicităm să aprobați amendamentul în forma prezentată. Și biserica deservește cel mai mare număr de umoreași din zona București. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Am să iau și eu două cuvinte să prezint situația de fapt. Așa cum bine știți, cu sprijinul dumneavoastră, la începutul anului, când s-a făcut bugetul, s-au acordat unităților de cult 400.000. Între timp s-au identificat surse bugetare și s-a crescut acest buget la 950.000. Anterior și aceste ședințe, am avut o întâlnire cu Părintele Protopop Ioan Burgăvanu. Am analizat împreună, dânsul știind mai bine și ținând legătura cu toate unitățile de cult creștin-ortodoxe. Și a venit cumva cu niște propuneri. Bineînțeles, a ținut foarte mult cont la repartiție și de celelalte unități de cult reprezentative la nivelul Oneștiului, și de catolici, și de pentecostali, și de adventiști. Cumva trebuie să avem grijă de toți suntem cetățeni ai municipiului Onești.
La o primă analiză, într-adevăr, s-au, ținându-se cont de toți, s-au alocat acei 50.000. Noi, ca să mărim acum bugetul, ar trebui să diminuăm de la alții. Da, există posibilitatea ca unii să nu vină, dar dacă vin, n-au apucat să depună. Dacă acum depuneau toți, nu prea aveam de unde să-i luăm. Acum consilierii locali ne analizează. Dacă sunt de acord să taie din altă parte, sunt două la aspecte, celelalte... Sunt două aspecte. Putem reîntregi suma puntelor fortificare viitoare, într-o lună, două. Și al doilea aspect important este faptul că acest proiect trebuie să demară de cel puțin 10 ani de zile. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar... De peste 10 ani de zile, poate chiar mai mult, decât se dorește construirea unei biserici în acel loc. Eu sunt de acord. Și nu s-au găsit nici un strâng, nici o motivație serioasă ca să înceapă acel proiect. O biserică frumoasă ca să vă construi acolo. Tocmai de asta spun, că e un sprijin mai substanțial, probabil de la urgenta... Părinții l-a solicitat 300.000, nu... Cu siguranță. Așa puteți să știi 3 la 300.000, dar ce mai luați cu 50 în 50? Oricum nu-i ajunge nici 100.000. Dar totuși e mai mult decât... Faceți un amendament de 300, cât a solicitat părintele. Sigur. Și nu, mai trăim de la toți și am terminat povestea, nu mai e niciun fel de problemă. Bun, acum analizați dumneavoastră. Domnul președinte, dacă are cuvântul domnul Bujor și după aia... Da, mulțumesc. Cred că toți suntem de acord cu acest ajutor financiar, dar în legătură cu amendamentul depus de colegii mei, în general, când se fac o rectificare bugetară sau o formă de sprijin, se specifică și sursa de finanțare. În cazul ăsta, sursa de finanțare, mai mult ca sigur ar fi să se taie de la celelalte parohii și... M-am spus adinea, cum se poate. Da. Dar acest fapt va duce la nemulțumirea celorlalte parohii. Zic să lăsăm așa până când vom identifica alte surse, fiindcă au luat la cunoștință toți de acest ajutor financiar. Și clar că dacă vom tăia dintr-o parte și vom trece aici, vom tăia... Nu să tăiem. Am spus la următoarea rectificare, putem completa capitolul puncte cu suma respectivă. Atunci rămâne suma așa și la rectificare următoare, care va rog peste o lună, două, trei, patru, vom încerca să o prindem și așa. Asta e propunerea mea. Mulțumesc. Prima dată aș vrea să nu ne păcălim, indiferent de rectificare, trebuie să luăm banii de undeva în altă parte, da, nu se avem în plus. Asta o dată. A doilea aspect pe care vreau să-l menționez, eu fac parte din parohia respectivă. Dar mă amintesc acum un an, dotea pe străzile Unești prin Brună și parcă spuneați altceva. Nu așa era? Ia ziceți, domnul Zarsu. Păi spune și omul. Păi, parcă... Da, trebuia să dăm grijă de bugetul Unești, parcă trebuia să dăm banii acolo unde este nevoie. Acum am întors. Ce spuneam atunci? Am văzut, ați fost foarte emoționat când ați citit, când ați citit amendamentul. De obicei nu sunteți așa, înțeleg, da, s-a chemat pe grijă să la capăt. Asta e. Dar spuneți ce aveți? Când ați mâncat să lăsați inițiatorul, să lăsați cel care va da sarcină. Spuneți-ne, ce nu era totul rasă din zonă de acolo. Haideți, lăsați-vă înapoi. Dar trebuie când faceți asta să vă uitați în ochii oveștenilor și să le spuneți. Noi suntem noi care acum un an v-am zis ceva și acum da, ne-am răzgândit că ăsta e interesul. Dar ce am de să spun acum? Da, dacă noi avem ceva discuții pe amendament, atunci să punem la vot amendamentul. Cine... Vă avizul comisiei, mi se zice. Comisia numărul 1? La proiect. La proiect, da. La proiect. Ok. Acum, supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, mulțumesc. Proiectul nu a trecut. Amendamentul? Amendamentul s-a numit. Acum să punem la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru. Pentru, da? Deci proiectul 10 a trecut așa. Da.
Mi-a plăcut, domnul Cimpoie, și poziția dumneavoastră, că ați ridicat mânuța așa, frumos, subtil, așa, sunt capabil. Am ridicat așa cum m-ați spus acum un an, am făcut ceea ce spun. Da, observațiile la... s-au terminat. Atunci, la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțe nerambursabile de la bugetul local, bugetului local al municipiului Onești pentru activități non-profit și interes general aferent anului 2021. Inițiator, Nechină Victor Laurențiu. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local, potrivitul de administrativ, în legare și stabilirea programului anual al distanțelor nerambursabile din competenția locată pentru activități non-profit de interes local. Văzând necesitatea aprobării programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general, aferent anului 2021, vă spunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări de la bursare de bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general la care am văzut în forma prezentată. Da. 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 Avizul comisiei, comisiilor, avizul comisiei numărul 1, favorabil. Comisiei numărul 4, aviz favorabil. Trecem la vot. Sau discuții pe baza proiectului. Nu avem. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, mulțumesc. Proiectul 12 a trecut. Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute între SECE Delgaz-Gris S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bulevardul Republicii numărul 68, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Nechină Victor Laurențiu, prin mă. Prin adresa înaintată, 10 Delgaz Grid, prin SECE Delgaz-Gris ne solicită acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SECE Delgaz Grid, în cadrul dată de existența construcției energetice, în vederea realizării lucrurilor specifice în municipiul Onești, Bulevardul Republicii 68. Înțeptarea drepturilor menționate anterior asupra proprietăților statului sau proprietăților administrativ, teritoriale, afectate de capacitățile energetice, se realizează cu titlu gratuit în dată de existenței acestora. De asemenea, propunem spre aprobare contractul cadru de construire a dreptului de uși sau de conform anexei la proiectul de hotărâre. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții de baza proiectului, avizul comisiei numărul 1. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Supunem la vot proiectul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 13 a trecut. Avem diverse. Cine se înscrie la diverse? Elena și domnul primar. Și domnul primar. Aveți cuvântul, doamne. Am o singură chestiune de ridicat. Există o solicitare făcută la Primăria Municipiului Onești și am să dau numărul de registrare. Este 6708 din data de 3.02.2021. Știu că, în mod normal, trebuie să răspundem în termen de 30 de zile solicitărilor pe care le fac cetățenii municipiului Onești. La această solicitare nu s-a răspuns și suntem în luna august a anului 2021. O să caut domnul director economic și o să vadă despre ce este vorba. Mi se pare că e normal să nu răspundem la niște solicitări de ale cetățenilor și să luăm măsuri și să luăm tot o alte măsuri decât cele pe care cetățenii și le doresc. Eu mi-aș dori ca până la ședința următoare să fie lămurită această problemă și revin încă o dată și rog funcționarii din primărie să nu lase cetățenii să aștepte atunci când aceștia fac solicitări. Și cred că este și interesul dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc mult! Da, domnul primar. Da, eu o să fiu foarte scurt. Vreau să vă aduc la cunoștința atât dumneavoastră cât și locuitorilor cartierului Borsești și Slobozia. Un lucru bun care urmează să se întâmple. Tocmai am primit în loc pe 2 a 8 am primit avizul de principiu pentru a introduce gaze în cartierele Slobozia și Borsești.
cred că cel mai târziu săptămâna viitoare, din discuțiile care am avut cu colegii de la, nu la sfârșitul săptămânii viitoare, din discuțiile avute cu colegii de la compartimentul achiziții, vom încărca daliurile pentru cele două cartiere și se va, cu siguranță, anul viitor, eu am credința și speranța că anul viitor locuitorii celor două cartiere să beneficieze de gaze. Asta era mesajul și ce-am vrut să spun. Mulțumesc frumos! Domnul Zazu. Din punct de minte de a informa cetățenii Oneșteni cu acea platformă există și este funcțională, deja apar în anumite zone din oraș, saci lăsați cu deșeuri în construcție și probabil că eu știu sau nu să știe. Pe lângă anunț și cu măsuri coercitive în cazul în care îi duc unii reduc sau de asta îi apucă. Astăzi reprezentantul ADIS e prin sezon de construcție și... Am invitat astăzi reprezentantul ADIS și a și fost la Onești pentru a îmbunătăți acea platformă. Ne-am lovit de multe alte probleme. Am rezolvat o problemă și am creat mai multe. În materiale de construcții nu intră azbociment, vată minerală, polistiren și acum tot cu dânsul împreună am căutat soluții să ne aducă alte containere pentru a selecta cei care vin și pe această cale fac anunțuri, dar vorbim publica și un regulament, trebuie să vină cu aceste materiale radioactive separate aduse la... nu se amestecă azbociment, cum spuneam, azbociment, vată minerală, polistiren, mai sunt cinci materiale, cinci reziduri din construcții care nu intră în rezidurile din construcții. Dar sigur ne vom, o vom pune mai bine și nici ei n-au știut de problema asta în momentul în care am dat drumul, fiind pionerat în acest domeniu și îmbunătățim de la zi la zi și cu siguranță vom face cât mai bine public regulamentul. Mulțumesc! Maria, vreau cineva să-i cuvântul? Da, mulțumesc! Declar închisă ședința de astăzi. Thank you.